Părerea ta cu Luminița Avram. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun la ora 9 și 11 minute. Discutăm în prima zi a săptămânii despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Alături de mine se află, ca de obicei, în această zi, domnul doctor inginer Marian Pogăcean, directorul Unității Fitosanitare Mureș. Bună dimineața, domnule Pogăcean, bine ați revenit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Dragi prieteni, este 15 februarie, de regulă la această dată știam că este iarnă, așteptam primăvara doar în jurul datei de 20 martie din punct de vedere calendaristic, dar se pare că deja temperaturile au luat o razna. Astăzi în sudul țării se vor înregistra temperaturi de 22, chiar 23 de grade Celsius. La Târgu Mureș înțeleg că ne apropiem de 20 de grade, este foarte mult pentru această dată. Fapt pentru care trebuie deja să ne apropiem de pământ. Am făcut-o și săptămânile trecute, dar cu atât mai mult acum, pentru că primăvara ne-a luat prin surprindere, putem spune, de câțiva ani încoace, primăvara vine mai repede. Sunteți de acord, domnule Pogăcean? După cum arată astăzi timp afară și zilele trecute, da, dar să nu uităm că suntem în 15 februarie și știți vorba aceea că iarna nu o mâncă lupul și încă poate să vină, poate până în aprilie. Aprilie este o lună foarte capricioasă, nu mai vorbesc de luna martie. Am putea să avem și zăpadă, chiar dacă mi-a fost dor de zăpadă în iarna aceasta și am avut două sau trei zile un strat de un centimetru de zăpadă. S-ar părea că o să ne fie tare dor de zăpada din copilărie în care erau zăpezele cele mari, dar un an nu seamănă cu celălalt și eu zic că este cam de vreme să spunem că a început primăvara. Da, astăzi, mâine și câteva zile o să fie o perioadă mai caldă, dar foarte repede se poate schimba și să se reintre normal. Se pot face multe lucruri pe care le făceam abia în martie, în aprilie, dar trebuie să fim pregătiți pentru un val de frig care oricând poate să vină. Noi o să discutăm astăzi despre ceea ce se poate face în această perioadă și vă invităm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi pentru a ne adresa întrebări sau pentru a vă spune părerea în legătură cu ceea ce discutăm. Aveți ocazia să sunați la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Sponsorul nostru, Societatea Comercială Davco Chim din Târgu Mureș, strada Budiului numărul 68, este alături de noi și va oferi un pachet cu produse fitosanitare în valoare de 50 de lei unui ascultător. Este, poate să fie un fermier, un agricultor mai mic, cineva care intervine în emisiunea noastră pentru a-și spune părerea. Ne puteți urmări și video dacă doriți pe site-ul nostru www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Domnule Pogăcean, am să le dezvălui ascultătorilor noștri că atunci când ne-am întâlnit mi-ați spus că deja vă doare mâna mult ați tăiat zilele acestea la pomii fructiferi. Deci în agricultură noi avem, sau cei care ne ocupăm mai aproape de această ramură a economiei, avem o vorbă, ce pot face astăzi între a nu lăsa pe mâine. Și în agricultură, un timp odată pierdut, de obicei, în acela nu se recuperează. Încă nu este cazul, n-am intrat din plin în lucrările agricole de sezon, dar, ținând cont de ceea ce am spus, trebuie, avem timp, temperatură foarte plăcută afară, este peste 0 grade, a fost soare, un pic de căldură, putem executa lucrări care se pot face în această perioadă. Deci, cum am discutat și săptămâna trecută, pregătirea răsadnițelor sau a uneltelor pentru campania de primăvară, dar în pomicultură se poate intra din plin la tăiatul pomilor fructiferi. Mă refer aici, în primul rând, recomandat este să începem cu tăiatul mințoaselor, deci măr, păr, gutui și după aceea, desigur, putem intra și la sâmburoase și la prun, care este principala specie pomicălor dintre sâmburoase. Amintesc ascultătorilor noștri că acolo unde avem mai mulți pomi și este un pom pe care am avut sau mai mulți pe care avem foc bacterian, să începem tăiatul cu pomii sănătoși și după aceea să intrăm pe cei care sunt cu probleme, pentru că prin farfecă, prin unealta de tăiere putem să mutăm boala
ciuperca de la un pom la altul. Sigur, cu o soluție de un 3% pe un produs cupric, putem dezinfecta, când tăiem pomii aceștia, putem dezinfecta... Să ne pregătim într-o găletușă un pic de tot soluția. Tot timpul să avem lângă noi. De asemenea, se găsesc în fitofarmacie un mastic care este ca o grăsime, un seu care se pune pe rănile pomilor, ne-am făcut tăieri mai mare. A fost o ramură mai groasă care a trebuit îndesit coroana sau este uscată sau parte din ea este uscată și a fost obligat să intrăm mai adânc în ramura pomului să facem rând mai mari. Și acestea se dau cu acest mastic. Cereți în fitofarmacie mastic pentru altoire sau pentru bandajarea rănilor produse. Pentru că aceste răni sunt o poartă de intrare pentru o serie de boli, în primul rând, și mai puțin de neamnător. Pentru cine are mai mulți pomi fructiferi, cred că este greu să badijoneze cu mastic orice ramură. Trebuie să alegem ramurile mai groase sau chiar și deci cele suțiri. Care depășesc un diametru 2-3 cm trebuie să obligatoriu. Deci 2-3 cm. Da, și masticul acesta are rolul de, în primul rând, el creează o peliculă protectoare la suprafața rănii, are și niște pesticide înăuntru, dar ideea este de a nu lăsa și este de a nu lăsa ca această ramură să se usuce. Acolo este problema. Deci ea menține această grăsime, cum e și pe rană, un unguent. Eu sunt de principiu pe rană smântână, asta e așa, m-am obișnuit, dar acest mastic are rolul tocmai acesta, în primul rând, să nu lasă să se usuce. Chiar am verificat săptămâna, sâmbătă, când am tăiat din, zic așa, din greu mulți pomi, am văzut mastic de anul trecut și încă nu era uscată ramura. Deci este un produs foarte bun, relativ ieftin. Domnule Pogăcean, după ce v-ați tăiat pomii, le-ați aplicat și un trantavent? Ar fi trebuit, dar băiatul care în fermă, familia, are un număr mai mare de pomi, avem aproape un hectar de livadă și acolo nu merge, eu să și tai și să stropez. În zilele acestea cu căldură, poate chiar astăzi sau dacă nu mâine, o să fac un tratament. N-am făcut, din păcate, în toamnă, eu dau sfatul, dar și dumneavoastră cum e vorba aceea cu cizmarul și cu croitorul, cum are materiale, exact așa a fost și la mine. N-am făcut, din păcate, ceea ce facă o autocritică. Deci nu le recomandați altora să facă ce ați făcut dumneavoastră. No, exact, deci să facă ce zic eu, ca și Popa, imediat. Să facem ce zice Popa, nu ce face Popa. După tăiere, imediat tratament. Tratament, sigur. Un produs, în primul rând, acum, pe bază de cupru, un 1,1%, sunt o serie, eu recomand, este zeamă bordoleză Tif Mif, deci uscată, un praf sau un produs, un hidroxid de cupru, în primul rând, cum ar fi șamp, alcupral, sau sunt zeci de produse pe bază de cupru. Din punctul nostru de vedere, al protecției plantelor este interzisă, sau oficiul fitosanitar este interzis vânzarea ca pesticid a sulfatului de cupru. Eu trebuie să aplic legea, nu pot interpreta. Dacă ar trebui să interpreta, spune că n-aș fi chiar de acord, dar noi trebuie să... Asta este... Dar găsim această variantă, produse gata preparate, care trebuie să fie aplicate acum. Dacă se cumpără dintr-un magazin de chimicale, se cumpără piatră vânătă pentru dezinfectant, nu putem verifica fiecare producător agricol că se face cu aceasta. Da. Trebuie stropește pe cheltuială. Noi spunem că legal... Nu este voie. Nu este voie. Trecem peste acest capitol. Am înțeles ce avem de făcut mai exact cu acest produs cupric, dar știu că sunt multe persoane care aplică în această perioadă tratamente și le numesc așa, le spun tratamente de iarnă. Și unii fac o combinație cu un produs uleios. Cu ce produs uleios și dacă se combină sau nu? Nu se combină. Cupru nu se combină cu alte produse. Deci putem aplica acum ăsta și peste câteva zile un produs pe bază de ulei, un insecticid uleos, cum este Nuprid Oil sau Confidor Oil, sau sunt omologate acum și de la alte firme aceste produse. Atenție, deja fiind vremea în încălzire, putem să aplicăm și acest produs, dar nu se amestecă. Dacă le amestecăm, precipită și calitatea lucrării este slabă. Dar produsul uleios, când se aplică, se poate amesteca cu un fungicid?
Insecticidul ulei, nu? Nu. Deci, acesta are ideea. Deci acesta omoară, pe de o parte, insecticidul. Deci el se dă pentru a prinde formele de rezistență peste iarnă, indiferent că sunt boli sau dăunători. Dăunătorii pot derna sub diferent ciclul revoltiv de diferite forme. Ou, larvă, pupă, adult, iar de obicei sub formă de spor sau e vorba de bol. Acest ulei omoară prin asfixiune. Deci trebuie și la cupru și și la acest produs uleos, în situația asta trebuie foarte bine îmbăiat pomii. Ideea este de a crea o peliculă care este impermeabilă pentru aer și omoară prin asfixiune. Deci aici este... Deci întâi de toate nu se amestecă produsul uleos cu absolut nimic și doi, știu că nu se aplică anual. Da, bine dacă să se aplice la un interval mai mare. Ideea este de a merge cât mai încolo către martie sau începutul martie și atunci perioada în care până crește pomul și până începe să plesnească acest ulei și să respire normal, pomul este o perioadă scurtă, circa o lună de zile. Atunci putem să-l aplicăm anual, dar dacă am făcut treaba aceasta în luna octombrie sau noiembrie, asta, atunci el rămâne pe plantă 3-4 luni și atunci sigur că este indicat numai tot al doilea an, pentru că duce undeva și la ușoară epuizare. Deci la 2 ani se poate. Deci la 2 ani se fără poate. Probleme, da. Avem ascultători care sunt pe fir și vor să ne adreseze întrebări. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Luminiță! Bună ziua, domnul... Bună dimineața, domnul... Inginer! Da. Domnul inginer, am o problemă. Ziceți. În ultima perioadă a dispărut de pe piață sinoratoxul. Noi îl foloseam pentru combaterea viermelui sârmă. Vă rog să-mi spuneți dacă există un produs echivalent cu sinoratoxul. Da. Mulțumim, o salutăm și pe doamna Ana Maria. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să întreb, poftiți, ce pot să fac cu crizantemele? Cresc așa subțire? Dacă se poate tăia vârful? Nu știu. Și dacă se poate semăna spanac și salată? Mulțumesc frumos și vă doresc sănătate! La fel vă dorim și noi! Domnul Noge! Sinoratoxul este alături de Reldan, sunt singurile produse organofosforice care se mai găsesc. Din păcate, nu știu de ce, este permis și nu este interzisă utilizarea sinoratoxului, dar nu știu, ori nu s-au găsit comercianți care să fie interesanți, ori nu se găsesc mai fabrică în România, nu pot să vă spun. Dar, dacă nu găsiți, există două produse omologate sau mai multe produse omologate pentru dezinfectarea solului. Și mă refer aici la Raisan sau Nemasol, care combat atât bolile din sol, cât și nematozi și buruieni. Se dau 700 de litri de soluție pe hectar. Dar scrie pe etichetă. Mai există de asemenea Nematoring 10G, adică este granulat, care este pentru combaterea tot asemenea a nematozilor. Basumid granule, care pentru coropișniță, pentru diferite boli de sol. Acestea, pe eticheta pliculețului sau fiole în care cumpărați, este trecut în modul de utilizare. Atenție că trebuie să fac o soluție și este o anumită cantitate de apă pe care trebuie să o aplicați și după aceea solul se prelucrează superficial ca acest produs să intre în sol și să nu se evapore. Pentru doamna Ana Maria, crizantemele cresc subțiri, dacă nu mă înșel eu, pentru că asta este o caracteristică a lor de specie, dar poate cei care... Poate să aibă densitate prea mare sau să n-aibă lumină suficientă și atunci se duce în sus după lumină. De regulă, profesioniștii rup vârfurile crizantemelor ca să rămână mai compactă tufa și mai deasă la mai sol. Mai deasă și cu asta. Spanacul și salata? Da, când doriți. Salată, spanac... putem să plantăm bulb de ceapă la această, cine dorește, bineînțeles, cine dorește o ceapă sau legume extratimpurii, adică extratimpurii nu o să fie, dar timpurii o să fie.
După aceea se poate mai încolo, sau dacă dorim neapărat un morcov, foarte repede o parte din stratul de morcov se poate semăna deja. Deci nu, sunt specii care încolțesc undeva la 1 până pe la 4 grade și sunt destul de rezistente la frig. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Am și eu 3 întrebări pentru domnul inginer și datorită dumneavoastră, doamna Luminița, a spus să nu plecăm de lângă aparate, am stat aproape, să putem începe. Mulțumim, lucru. Mulțumim foarte asta. Mult! Întreb pe domnul inginer, e prea rapid să dezbrăcăm pomii, tineretul care l-am protejat în toamnă de prig, în fine. Iarăși, al doilea subiect, uleandru, dacă îl tai la ora actuală, fiindcă e prea mare, mai am speranță la flori în anul ăsta. Al treilea subiect, cum a spus domnul inginer, dacă semănăm ceapă, morcov și de toate la ora actuală, dacă le protejez cu folie, am văzut în unele părți protejate cu folie, nu o să se retragă toți dăunătorii acolo? Am vreo speranță ca să progresez sau mai bine să lasă așa cum e mama natură? Vă mulțumesc, o zi bună! Asemenea, bună dimineața, domnul Chețan! Să rămână, doamna Luminița, bună ziua, domnul doctor inginer! Da, domnul Chețan! Vă mulțumesc pentru ce cadou făcut. Da, ați câștigat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, premiul emisiunii. Vă rog. Produse din astea fitosanitare, confidor. Da. Dar aici pe el scrie pentru măr și prun. La toate speciile. Dacă pot să dau și pentru păr, tot cu aceeași soluție. Da. Asta e una. A doua, dacă în gutui... Am un amărât de gutiu și de frică să nu dea Ebola focarul bacterian, să tai și altuiesc ceva în el. Și aș putea altui în el. Da. Mulțumim. Numai bine, domnul Chețan. Bună tuturor. Doamna Bardo și pomii a fost îmbrăcat odată ăia mai mici, i-a îmbrăcat pentru rozătoare. Este puțin probabil să mai vină un frig așa de asta foarte repede. Adică asta. Trebuie, puteți să-i, să-i dezbrăcați, cum să zice, să luați materialul din el. Oleandru, trebuie tăiat, că dacă este prea înalt, trebuie tăiat, chiar dacă nu face. Va face flori, sigur, s-ar putea să nu facă în prima pasă, dar ulterior face flori, și, adică ramuri, și către sfârșitul, partea a doua anului, trebuie să înflorească. Dar regula, regula este să se taie florile sau să se taie oleandru la sfârșitul înfloririi, atunci când aproape se ofilesc florile. Mai, întrebarea da. Ce să facem? Da. Dacă să da. Facem asta. Numai atenție, este una din cele mai toxice plante pe care le cunosc. Deci, atenție, după ce trăiați lichidul acela, latexul acela, vedeți să n-ați, dacă ajuns pe mâine, trebuie spălat și mâinile și asta. Este un foarte toxic. Una din, chiar mie îmi place, îmi plac florile, îmi place cum arată, dar atenție, mai ales la este copii. Una, sau asta, da. Ceapa și asta. Se pot semăna, nu, eu n-aș proteja cu folie, chiar dacă asta mai repede aș pune. Dar ca și principiu, acoperirea cu folie face ca dăunătorii să se acumuleze în zona aceea caldă de sub folie? Este posibil, dar deplasarea lor nu este așa cum se deplasează un șoarece sau un gândac. Mai ales nematozii din sol le trebuie timp și noi ținem folie o perioadă destul de scurtă. Se practică, mai ales la ceapă sau la morcov, mai ales în primăvară resecetoase, are un efect chiar foarte bun, pentru că se creează un microclimat mai cald și mai umed și pot să sară în condiții mai bune. Domnul Chețan, confidorul oil la toate speciile pomicole, dați pe tot. Nu, este unul dintre puținele tratamente, ca și acela cu cupru, la care îl dăm la toate speciile. După aceea, după ce intrăm în verde, atunci facem diferențiat. Sunt produse care se folosesc și la sâmburoase și la semințoase, dar putem face, după aceea le facem diferențiat. Pe la gutui. Gutuiul, verificați-l, rupeți tot ce vi se pare că este cu mâna, nu tăiați, rupeți lăstarii care vi se par că apar primele simptome de foc bacterian, poate reușiți să scăpăm. Se altoiește de obicei pe gutui, se altoiește părul.
pentru că părul altui pe sălbatic crește, face copac și intră târziu pe rod, după 6-8 ani, pe când pe gutui intră relativ repede și, de asemenea, are o vigoare mult mai redusă. Se practică în popiniere. Deci păr se poate pe gutui. Păr, dar este ora problema. 9:30, ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Telefoanele sunt la dispoziția dumneavoastră, 0265-307777 sau 0365-424433. Ne puteți urmări și video pe site-ul nostru www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Sponsorul este prezent ca de obicei, Societatea Comercială DAFCO Chim oferă unui ascultător un voucher în valoare de 50 de lei cu care un ascultător va putea alege din magazinul de pe strada Budiului produsele de care are nevoie în acest an agricol. Doi ascultători își așteaptă rândul la cuvânt. Bună dimineața, doamna Domnica! Bună ziua! Vă rog! Într-o emisiune de anul trecut, cineva oferea smeură pentru plantare. Mai este actual cumva? Și încă ceva. Dacă tot așa cineva a oferit rizom de căpșuni, știu că asta se face doar în toamnă, adică în august, dar aș vrea să știu din timp dacă pot să apelez la cineva. Și încă o chestiune legată de plantele de apartamente, flori, de fapt. Amarilis, cred că așa se numește cel crin de apartament. Când se taie frunzele ca să înflorească în sezonul următor? Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună și sănătate. Mulțumesc, salutăm și pe domnul Corburean. Bună dimineața, doamna Luminița, bună dimineața, domnul inginer. Am o întrebare. Primăvara în grădina de zărzavaturi sunt o grămadă de melci de ăștia fără cochilie. Cu ce ar putea da din timp să dispară dacă ați... Și unde aș găsi ceva sămânță de ovăș tratată? Sau măcar să fie, dacă nu, prima mulțire. Mulțumesc, o zi bună! Da, mulțumim și noi pentru răsad sau, mă rog, pentru butaj de smeură. Am să o rog pe doamna care a oferit anul trecut și care sper că ne urmărește să revină cu un telefon să ne spună dacă mai are de oferit acești butași și ne-au mai sunat și alți ascultători, deci o rog pe doamna să revină dacă poate. Nu mi-aduc aminte dacă era cineva care a oferit rizom de căpșuni. Oricum, aș vrea să anticipez că spre finalul acestei luni va avea loc la Târgu Mureș un eveniment la care oamenii vor putea să schimbe semințe, răsaduri. Se cheamă Piața Semințelor Libere, dar vom reveni cu detalii, cu data și locul în care are loc acest eveniment. Interes. Este un eveniment necomercial. Cei care au un surplus de semințe și răsaduri sau butaș pot să participe la această acțiune. Mie îmi place foarte mult că am inițiat interesant la un moment dat și la Radio Târgu Mureș această pentru acțiune. Că sunt soiuri și populații locale care arată foarte bine, nu a intrat în circuitul comercial, dar nu înseamnă că nu există și nu se pot înmulți în continuare. Sigur, și sunt oameni care au un surplus. Oferă da. Ceva, primesc altceva. O să revin cu informații despre acest eveniment. Dacă sunt, repet, oameni care au un surplus de zmeură sau căpșuni, sunt rugați să sune în redacția noastră. Emanuela Borbaș preia apelurile și vom schimba numerele de telefon între ascultători. Referitor la amarilis, când se taie frunzele, este o plantă mai specială, un crin de apartament foarte frumos. De regulă știu că frunzele se usucă de la sine. Se usucă de la sine. De la sine și intră într-un repaus acest bulb. Da, dar dacă nu, în primăvară, la mărirea, dacă îl ținem undeva la lumină, poate cu creșterea zilei, marea majoritate a plantelor de cultură recunosc diferența dintre zi și noapte. Da. Și în momentul în care începe să crească ziua, planta simte că trebuie să crească. Trebuie să crească, automat să se mulțească. Dar acest amarilis este înflorit de obicei da, în această perioadă. În această perioadă îi place să fie înflorit și știu din experiența ascultătorilor, dar am avut și eu ani de zile amarilis, nu mai înflorește în momentul în care este prea înghesuit în ghiveci, deci, pentru că încep să aibă bulbili și nu are putere să înflorească, de aceea el trebuie despărțit. Corect. Încercați și varianta aceasta, doamna Domnica, pentru domnul Corburean, ce să facă cu melci fără cochilie? Melci fără cochilie.
să știți că în perioada, adică dacă clima se va încălzi, tendința asta este încălzire și de secetă, mai puțin o să avem probleme cu bolile, dar o să avem mari probleme cu dăunători. Iar ceea ce spune dânsul, melci fără cochile sunt într-adevăr o problemă. Domnul Corburean, există mesurol, produse pe bază de metadehidă și alte produse, se pot aplica, dar mai târziu. O metodă empirică este după ce ați plantat printre plante cenușă. Ei ca să se deplaseze sau îngrășăminte granulate, ei ca să se deplaseze trebuie să creeze acel mucus. Orice substanță naturală sau chimică care îi îngrădește să se deplaseze are rezultat foarte bun. Sămânța de ovăz tratată, unde se găsește? Sămânța de ovăz tratată, în, de obicei, fitofarmaciile sau sunt între astea care vând și semințe. Trebuie căutat, se găsesc, găsește. Chiar și dacă nu găsește, să-mi dea un telefon, că știu de diferite surse, nu doresc să fac o reclamă, niciunui, știu multe. Și unde să vă sune? Puteți să vă oferiți un număr deci, de telefon? Număr de telefon 0744-61-6225. Pogăcean. Este numărul dumneavoastră personal? Sunt numărul meu personal. O să vă asalteze ascultătorii. Acum, sper să vă descurcați. Meseria pe care sunt și poziția în care sunt, trebuie să-mi asum asemenea aceste riscuri. Bună dimineața, domnule Maier. Salut, mâna doamna Luminița, bună ziua, domnul doctor Păgăcean. Bună, doamna. Ei, acum e limpede și scurt. S-ar părea că vine primăvara mai repede. Nu știu. Da, vrem, nu vrem, vine, da. Spuneți. Să mă apuc să curăț și via și murele de care am vorbit. Mulțumim. Da. Bună dimineața, domnule Filimon. Bună dimineața. Aș avea o întrebare la domnul inginer. Da, vă rog. Am doi meri, decis pe rod și i-am curățat și anul trecut, așa, cum 2 ani, și face așa ca un fel de puricial sau e ca o... Nici nu știu cum să zic. Ca un paduche lânos cu o lână da, pe el? Da, 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 așa. Și nu putem scăpa de ei nicicum. E dificil, și... da. Da. Și am curățat până la aproape de tot, așa. Am eliminat toate care erau ramurile, care erau bolnave sau cum să zic. Da. Și tot anul următor iară făceau și tot așa. Corect. Mulțumim. Să și facă, dacă mai e cineva? Bună dimineața. Alo? Bună dimineața. Să rămâinile. Bună ziua, domnul inginer. Bună, domnul. Sunt omul cu smochinul. Da. Ce vreau să vă întreb? Nu rămas plantele necoapte de azi toamnă, că a fost, v-am spus, în primăvară pus. Da. Le las acolo sau pot să le iau jos? Luați-le, luați-le jos, că alea nu mai au niciun rost asta. Deci el o să înflorească din nou și o să facă alte asta. N-are niciun sens. Suntem într-o zonă cu mai puțină căldură decât are el nevoie și de aceea o să avem l-am de lăsat pe balcon. Asta. Da, dați-le jos. Bine, bine, vă mulțumesc mult. O zi bună. Da. Mai e o da, doamnă pe fir. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Eu, Mariana, mă numesc și aș dori câteva informații în legătură cu tuberoze. Da. Aș vrea să-mi plantez în grădină și nu știu despre sol sau așa, câteva informații, vă rog frumos. Mulțumim și noi pentru apel. Începem cu un răspuns pentru domnul Maier. Poate să taie via și murea? Încă sau nu. Domnul Maier, încă nu s-a terminat iarna. Puțin răbdare putem avea pentru că încă poate să vină și e foarte periculoasă această încălzire așa de vreme a aerului, pentru că poate să împornească în vegetație, să decălesc și poate să vină încă, nu-i târziu, să vină încă un minus 15 grade și s-ar putea atunci să avem probleme. Mai o puțină răbdare și după ce trecem încolo bine în martie, putem începe să la vie și la mur. Murul are o problemă pentru că e foarte sensibil la frig și s-ar putea, dacă s-a negrit tufa și ramurile, acelea nu o să mai producă nimic și trebuie tăiat. El trebuie protejat în timpul iernii, indiferent că îl pune jos cu paie sau cu niște tulei, cu ceva, el trebuie protejat.
Dăunător la măr și păr? Da, păduchele rănos este un dăunător destul de, cum să zic eu, urât. Este un dăunător periculos. Domnul Filimon, degeaba, adică ați stropit părțile aeriene, dar acest păduche, această dăunător, are și o formă galicolă și rezerva e pe rădăcină și de acolo iarăși o să vă vină în coroană. Atunci când stropiți produse sistemice, cum este Calypso, cum este Reldano, deci produse mai tari, mai dure, le folosiți și obligatoriu udați bine și inundați baza rădăcinii, pentru că pe cât e posibil să ajungem și să distrugem și acest rast. Există un produs foarte bun, produs se numește Movento, rețineți Movento, îl găsiți în fitofarmacii și acesta are marele avantaj că are o migrare atât ascendentă cât și descendentă, ați dat pe coajă sau pe frunze și el coboară și în rădăcini și are și această formă galicolă pe care noastră până acum nu ați combătut-o eficient. Pentru doamna Șuteu, legat de tuberoze, sunt niște flori foarte frumoase, da, care se dezvoltă din bulbi, sunt extrem de parfumate și au un ciclu diferit de cel al gladiolelor și lalelelor. De regulă știu că se pun în pământ toamna, ele nu îngheață peste iarnă, sunt interesante. Da, îngheață. Deci și înghețatul acesta și la, vedeți că nu la, îngheață la lelele, nu îngheață asta. Noi le scoatem pentru că poate să vină într-adevăr unul din 10 ani în care să avem un îngheț foarte puternic la sol și să se ducă în adâncime. Dar de obicei, dacă la suprafața solului minus 20 de grade la 5 cm, ar putea să fie minus 3, minus 4, da, minus 5 și să reziste peste. Eu am să mă informez ca să și nu... pe săptămâna viitoare da, stăm sunt de... flori foarte frumoase, am avut și eu în grădină, dar în acest moment nu mai am. Știu sigur că au un regim asemănător cu al lalelelor, dar ușor inversat. Trebuie să ne informăm, da, un pic. Mulțumim pentru provocare, aș spune eu. Mă gândesc din nou la aceste tuberoze. O salutăm pe doamna Oprișor. Bună dimineața! Bună dimineața! Am și eu o întrebare pentru domnul inginer. Am un vișin spaniol. Da. Și curge pe el așa parcă o rășină. Este tânăr de vreo 4 ani și aș vrea să vă întreb, pot să-l salvez? Că eu tot i-am tăiat crengile alea pe care am observat că mai tare curge, dar n-am observat o remediu. Și dacă nu pot, măcar să-l scot, să pun altul. Mulțumesc, îl salutăm și pe domnul Pop. Bună dimineața! Să rămânele, bună dimineața! Vă rog! Da, și avea și o întrebare la orice caz. Am în grădină câțiva pomi și mi-a cam intrat putregaiul ăsta. Se putrezesc de multe ori pomele, pe pomi special, merele și chestii. Cu ce trebuie să le stropesc eu? Asta e una din întrebări. Da. Da. A doua întrebare... Mă interesează unde se găsește ceva pentru focul bacterian, pentru peri. Da. Mulțumim, domnul Pop, și pentru acest apel. Încă un telefon îmi face semn din regia tehnică. Colega mea, bună dimineața! Bună dimineața! Vă rog! Pot să întreb direct? Da, spuneți! Da, bună dimineața! Îndepărtați-vă de aparatul de radio sau închideți-l, pentru că altfel nu ne putem auzi. Nu se aude nimic. Acum aproape, se aude, spuneți. Da, nu se aude, eu am auzit că... Alo. Adresați întrebările, vă rog. Da. Deci am un lămâi care mi-a făcut lămâi deja. Acum, anul ăsta, la primăvară, acum zilele astea și de vreo săptămână, tot să scutură frunzele de pe ele... Și eu am văzut că parcă n-a mai crescut deloc de anul trecut nimica. Ce să fie motivul are? Ce să-i fac? Nu ați observat să aibă ceva boală, ceva lipicios pe el? Pentru că e una... N-are nimic. Bine. N-are, vârful de creștere nu se usucă. De primăvară așa ca toate frunzele de pe ele. Da, da, da. Nu știu ce. Da. Da. Mulțumim, doamna. Doamna Oprișor.
Vișinul spaniol este un vișin care și mie îmi place foarte mult. A mea a avut acasă, din păcate nu l-am, bun, a fost de mult și n-am mai reușit, nu l-am altoit și pe altul și n-am mai găsit. Dar la toate sâmburoasele, o reacție de apărare este această rășină care eu o fac. Aia se fac de obicei pe o rană. O rană deschisă de la o lovitură, de la grindină, știu, sau poate să fie o reacție a pomului, a organismului pomului la condiții necorespunătoare de viață. Prea multă umbră, prea multă apă și atunci încep să... Deci faptul că începe să debiliteze s-ar putea să dispară, dar faptul că ați tăiat ramurile acestea, da, nu este un lucru rău, dar trebuie văzut cauza, de ce ceva nu-i place. Poate reveniți cu un telefon în următoarele emisiuni să vedem ce nu-i place și atunci aceasta este o reacție a organismului. Totuși un tratament îi recomandați să facă? Tratamentele care se fac în mod normal. Deci nu în mod țintit, da, pentru vedeți, această rășină sau această rășină care se face pe toate sâmburoasele este foarte periculoasă la piersic și la cais, unde avem la cais aploplexia, când un sfert sau jumătate din pom ți se usucă dintr-o dată. Eu, părerea mea este că din reacții, adică condițiile climatice împreună cu bol dăunător duc la astuparea vaselor lemnoase și atunci nu mai trage nu mai pot să se aprindeze cu mâncare și cu apă și atunci partea aceea de pom se usucă. Este aceeași problemă și acest vișin, numai nu este atât de acut. Așa înseamnă că a făcut undeva rana undeva mai sus și porțiunea aceea o să se usuce ulterior. Putregaiul din pom. Domnul Pop, tot ce este putregai sau sunt fructe mumificate care rămân în pom, mă refer aici la prune sau mere, în asta și eu am dat, din păcate, o grămadă de prune în acestea uscate, care bine ar fi să le adunați și să le undeva să fie distruse sau îngropate, pentru că este o formă, deci bolile în special rămân peste iarnă tocmai în aceste, și aici mă refer în primul rând la diferite pătări sau la scapă termenul acum, la nu fuzarioză, ci monilioza la sâmburoase. Și tocmai în asemenea fructe rămasă de la un an la altul este rezerva de infecție pentru anul viitor. Trebuie eliminate și executate tratamente fitosanitare. Focul bacterian este o problemă deosebit de acută. În primul rând, atacă gutuiul, dar o altă specie sensibilă este părul, în primul rând părul, dar și diferite soiuri foarte valoroase de măr. Prima dată trebuie să pornim cu o igienă culturală și ulterior, dacă nu avem ce, trebuie să executate tratamente fitosanitare. În deplină floare, cele mai bune rezultate, dar și acestea sunt cele mai bune, dar departe ce ne-am dorit, este tocmai aplicarea produsului Aliet în deplină floare. Aliet cu concentrația, dacă nu mă înșel, 0,2. O scurtă întrebare, focul bacterian se transmite prin instrumentele de tăiere sau prin și vântul? Și vântul, da? Ăsta este o infecție florală, dar se poate foarte ușor. Eu mi l-am dus în livadă cu mânuța mea, cu forfeca cu care am tăiat. Da. Mai este o problemă, deci uneori focul bacterian se poate confunda cu monilioză. Deci atunci când lăstarul de creștere se usucă sub formă unei cârje, atunci ăla este foc bacterian. Dacă un buchet floral se usucă, se negrește buchetul floral, poate să fie și foc bacterian, dar poate să fie și o monilioză. Și atunci modul de tratament, adică substanțele care tratăm puțin diferit. Foarte interesant acest aspect pe care putem să-l observăm. Da. Pentru doamna care are lămâi, ce recomandare îi faceți? Acolo ceva la acest lămâi nu i-a plăcut.
ori l-a scos afară, ori a dat un fric peste el, ori a venit o căldură mai mare. De obicei, căderea frunzelor se întâmplă când deducem, când schimbăm condițiile de mediu. Vorbesc datorită condițiilor de mediu, căderea frunzelor. Poate să fie o cădere a frunzelor, cum a spus, de la păduc. Am întrebat dacă e vreo boală, poate n-a observat doamna încă. Sau de la păianjen, păianjen sunt microscopic și dacă vedem că partea superioară a ramurii, noul lăstar, infin, abia îl vezi, nu mai crește și începe să negrească, de obicei el este un atac de păianjen. Și atunci trebuie executate tratamente fitosanitare cu produse pentru asta. Știu că se întâmplă fie să peste iarnă plantele acestea mediteraniene, trandafirul japonez, lămâiul, să aibă niște insecte și să, să distrugă păduc elenos, păduc, sau de multe ori chiar și aerul uscat din apartament, caloriferele. Când îl scoatem de la umiditatea de afară și îl ducem în casă și este un apartament mai cald și mai uscat, pot să afecteze asta, pomul. Sau invers, când îl scoatem de din casă și îl ducem afară, totdeauna el se duce treptat, se duce pe balcon, să se obișnuiască cu, mai ales bine, cu radiația. Bine, hai să spunem că nu e cazul, nu pentru e cazul că acum, dar ceva s-a întâmplat, dacă, a fost toamnă. Doamne Lumiță, dacă până acum pomul i-a mers bine la lămâi și dintr-o dată, în câteva timp, asta ceva nu i-a plăcut, de ce n-a aruncat frunzele de ce la bun început, de ceva s-a schimbat. De obicei, prea puțină umiditate creează această problemă și bine ar fi mai cei care avem lămâi, flori în casă cu un pulverizator, face minuni. Un și dacă el punem și un pic, sunt îngrășăminte foliare lichide și cantități infime, aceste îngrășăminte fac numai și numai bine, odată cu executarea tratamentelor fitosanitare. Da. A sunat o ascultătoare care înțeleg că vrea să ofere smeura. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Am și o butelă de zmeură și mure. Eu am primit din Ungaria și am înmulțit. Acum am aproximativ un ar. Și nu am nevoie de atâta, sunt foarte multe. Dar încă este prea devreme. Dacă lăsați numărul de telefon, nu am nicio problemă. Putem oferi numărul dumneavoastră de telefon celor care doresc? Sau spun acum? Nu, deci vă întrebam dacă numărul dumneavoastră de telefon dacă putem să-l oferim celor care doresc smure, mure și zmeură. Da? Da. Mai aveți o întrebare? Da, am o vie Izabela, care trebuie să o umbu, deoarece am un atelier de pictură care o umbucă. Ce îmi recomandați? Cât e de bătrână? De câți ani este doamna Elena? Doamna Elena, dacă ne mai auziți, este o vie mai bătrână sau este un butaș mai tânăr? Nu este bătrână, dar trebuie să conduc atelierul de pictură și ce este în drum. Mulțumim pentru apel, mai salutăm pe cineva, imediat o să primiți răspunsul. Alo? Alo, bună ziua. Poftiți. Am o întrebare, dacă aveți un număr de telefon de la specialiștii care ar putea tăia, am un măr, un păr și vie, deci lucru de o zi, două, iar întreprinderile astea specializate m-au întrebat câte hectare de cultură am și mie mi-ar trebui ceva mic, așa, lângă casă. Dacă aveți. Mulțumesc. Da, mulțumim, doamna Crișană. Ce să facă doamna cu... Doamna Elena, Izabela este un hibrid producător de rec, cum îi zice noi, rezistent. Chiar mie îmi place Izabela albă, are un miros foarte plăcut, un gust plăcut. Dacă via este, nu-i foarte, adică nu-i mai bătrână de 3-4 ani, atunci o puteți scoate cu cât mai mult pământ, reduceți mult din ramurile care rămân și cu mai mult pământ îl puteți muta. Dacă nu, vă sfătuiesc, să vă recomand să duceți o ramură în zona în care ați dori, dacă ajunge până acolo, dacă nu, să se facă, să taie buta, se face școală la trei ochiuri, se îngroapă în pământ și de acolo să aveți mai multe plante pe care ulterior le puneți unde doriți. Dar dacă este vie puțin mai în vârstă, șansele de transplantare sunt destul de reduse. Cunoașteți pe cineva care taie asta, pomi? Fructifer? Doamna Lumința, această problemă a tăietorilor de pom a fost și va fi tot mai acută de acum înainte, să sperăm că se vor găsi mici întreprinzători
care să sune această emisiune și eu ar fi cel mai bucuros să cunosc pe câțiva, am cunoscut destul de mulți, dar este dificil. Nu știu de ce am eu impresia că românul vrea să facă tot mai puține și nu se specializează în ce ar trebui să facă. Nu știu. Există ce mai învață tinerii la liceu agricol, ce mai învață ei? Acolo liceu agricol, este liceu agricol, dar este problema lor. Eu ca specialist sau cu om care avem și o fermă cu familia, spun că din păcate se face prea puțină practică. Este vorba de mentalitatea noastră a românilor de a privi munca și nu poți să faci liceu agricol fără să faci o practică, fără să faci asta. Dar pentru tăiatul pomilor și sunt foarte mulți prieteni sau persoane care mă sună, nu știți pe cineva care... Asta. N-aș putea acum, poate pe săptămâna viitoare să viu cu niște numere de telefon. Vă rog frumos să vă interesați, da, și să reveniți cu un număr de telefon. O salutăm și pe doamna Plosca. Bună dimineața! Da. Alo, bună dimineața! Poftiți! Scuzați că vă deranjez. Am și o întrebare. Am citit pe internet, nu mai știu cum se numește floarea aceasta, dar zicea că e otrăvitoare. E... E arbust sau este o plantă? Cu pete albe. Și periculoasă și pentru copii. Punct. Frunze verzi cu pete albe? Da. Probabil că e difembacia. Da. Și plânge mult, lăcrimează mult. Deci poate să fie difembacia dacă este o plantă cu frunze verzi și nu este lemnoasă, sau poate să fie altceva dacă e un copăcel. Crește, are frunze late. Îi vezi așa cu alb. Da, cu frunze are mai trunchiul, mari. Are trunchiul lemnos? Poftim? Trunchiul este lemnos? Da. Poate să fie ficus. Și ficusul... Nu e ficus. Nu, ficus este nu este. Plantă, poate să nu fie ficusul acela clasic? Este bichebachia. Este o plantă care crește destul de înalt, cu niște frunze mai da, mari ca palma. Ce doriți să știți despre ea? Dacă mai putem să o ținem în cameră unde crește un copil sau trebuie scosă? Plantele cu frunze otrăvitoare nu este bine să fie ținute în casă. Nu știm niciodată când un copil se apropie, când rupe o frunză sau... Rupe sau bagă în gura, da. Este cel mai periculos. De regulă nu se țin asemenea plante în casă. Leandru este același lucru. Recomandarea noastră este să nu se țină în casă, pentru că copilul poate să scape odată și sub ochii noștri. Și... Da, deci nu se recomandă oricum nicio plantă cu frunze otrăvitoare în locuință și sunt multe. E bine să această plantă, sau cum a spus Leandru, acesta le recomand să nu le țină în casă, da. Nu-mi plac. Mulțumim foarte mult tuturor ascultătorilor care au fost astăzi alături de noi. 17 numere avem noi în bolul... O zi plină. Da, o zi plină. Până mulțumesc tuturor. Până dumneavoastră, doamna Luminița, până voi. Asta am un anunț de făcut și o rugăminte agricultorilor. Asociația agricultorilor din județul Mureș organizează vineri 26 februarie la Hotel Grand de la ora 16 balul agricultorilor. Sunt deci specialiști în agricultură, cei care posedă o acțiune în agricultură sunt invitați la acest bal. Informații și înscrierea se face la numărul de telefon 0744 204968, domnișoara Medar Carmen. Domnișoara Carmen. Deci mulțumesc. Pentru cei care doresc să participe, fermierii este care doresc să participe. Este a 14-a ediție, cred că suntem singurul județ din țară care organizăm asemenea acțiuni, dar mi se pare normal că în afară de muncă mai trebuie, mai ales în perioada asta, ceva mai liniștită în agricultură, să se desfășoară și asemenea activitate. Dacă mă invitați, o să merg și eu la acest eveniment să cunosc cât mai mult serviciu. Da, acum. Mulțumesc. Da. Domnul Fogăcean a extras deja un bilețel din urnă, este numărul 15, pot să-l arăt la cameră. Doamna Elena, dacă nu mă înșel, o să verificăm în regia tehnică, pentru că au fost mulți ascultători, este doamna care a oferit butaj de zmeură și mure și ne-a adresat o întrebare referitoare la Via Izabela. O să o identificăm cu siguranță, cu număr de telefon, nume și prenume complet. Trebuie să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a primi un voucher cu care veți merge mai apoi la sponsorul nostru, Societatea Comercială Davco Chim. Mulțumesc tuturor pentru atenție, mâine la părerea ta.
Îmi doresc să discutăm despre activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș. Am o înțelegere prealabilă cu șefa de acolo, doamna Eva Mann. Sper să ne onoreze mâine cu prezența. Mulțumesc tuturor, să aveți o zi frumoasă, spor la treabă până săptămâna viitoare. Dragi agricultori, dragi fermieri, numai bine, domnule Pogăcean. La revedere, domnule. Ne reauzim peste o săptămână. Spor la treabă.